o cifră de investiție pentru ca să se facă aici. Deci, întrebare, asta și am spus. Deci noi vom fi consiliați de Banca Mondială împreună cu IFC ca să atragem, după cele mai bune practici la nivel global, finanțare pentru acest proiect. Vom începe, sau de fapt am finisat studiul de prefezabilitate, așa cum am menționat. Acum, imediat după acest anunț, vom iniția studiul de fezabilitate și proiectare. Apoi vom scoate acest proiect investițional la o licitație internațională, la care vor putea participa companii de talie mondială și noi suntem convinși că vom atrage resursele financiare necesare pentru dezvoltarea acestui infrastructur. Să înțelegem corect, urmează să accesați un credit sau... Nu, deci am spus foarte clar și domnul Cojuhare a menționat, vorbim de investiții private, care vor veni în vom atrage companii cu experiență de dezvoltare. Face aceste investiții, în contractul de investiții se va operare acest și investitorul va avea posibilitatea să investiții din veniturile pe care le va genera acest port. Adică statul va da o anumită sumă de bani în venit. Deci asta urmează să stabilim în procesul de finalizare a studiului de fezabilitate, în care va fi foarte clar. Uite, aceasta este investiția finală necesară, asta este, sunt condițiile pe care se scot la licitații, astfel ca investitorul privat să fie interesat să vină să investească aici. Noi vrem să facem acest anunț, de ce am decis să facem acum acest anunț? Pentru că ne dorim, repet, așa cum deja s-a menționat, să facem un model de atragere a investiției exemplar și chiar de la prima etapă, de la studiul de prefezabilitate, să informăm opinia publică, toți cei interesați și cu siguranță veți mai primi invitații de la noi, de la Minister, de la Agenția Proprietății Publice, în care vom explica pas cu pas ce urmează să se întâmple și vom pune la dispoziție absolut toată informația ca toată lumea să fie sigură că atragem un partener credibil și care poate dezvolta acest proiect, așa că în 2021 să avem un port operațional. Să comentez aceste lucruri. Da. Mersi foarte mult, sper tare vă a plăcut.